Ședința este statutară. Supunem la vot ordinea de zi și cu un proiect suplimentar. Cine este pentru? Împotriva? Abținere? Mulțumim. Ce avem în zi? Ședința din Camera de Consiliu a Instanței, încheierea numărul 2379, invalidarea candidatului Batamanu Ionel pe lista de consilier și validarea domnului Arvinte Daniel Costin. Domnul Arvinte. Da. De cine președinte? Subsemnat la Arvinte Daniel Costin în calitate de consilier local supleant din partea Partidului Social Democrat, validat prin încheierea numărul 2379-2020, pronunțată de Cătoria Pașcan, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Frumos, așa să ne ajute Dumnezeu. Supun la vot procesul verbal din ședința din 29.10.2020. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Mulțumesc. Doamna președinte, vă rog. Am ajuns la proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și sau subvenții pentru trimestrul 2, anul 2020. Inițiator, primar Batamanu Ionel. Da. În urma raportului de specialitate din partea Serviciului Economic, contul de execuție al bugetului local este veniturile secțiunii de funcționare, prevederi 9.381.730, realizat 10.810.970, în procent de 115,23%. Cheltuielile secțiunii de funcționare, 9.381.730 prevăzut, realizat 6.851.561. Un procent de 73,03%. Veniturile secțiunii de dezvoltare, prevederi 18.602.510, realizat 7.296.247, procent 39,22%. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, prevăzut 20.454.070, realizat 4.727.606. După cum o să observați și raportul de specialitate, în raportul de specialitate și contul de execuție pe trimestrul 3, o să observați că sunt puține mișcări datorită faptului că avem proiectele cu grădinița, unde încă nu au început lucrările și nu sunt facturați și nu sunt bani cheltuiți pe aceste lucrări. Avizul Comisiei Economice a fost favorabil. Dacă mai sunt alte discuții, da, vă rog. O să fie pe cumulat din proiectele privind execuția și pe trimestrul 2 și pe trimestrul 3. Vreau să spun doar că am văzut o îmbunătățire a execuției, adică pe secțiunea de dezvoltare, drept dovadă că a fost campania electorală.
impactarea la ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, nu este impactat nici partea de venituri, nici partea de cheltuieli, pentru că nu sunt realizate veniturile și nu sunt realizate cheltuielile. Dar uitându-mă față de anul trecut, unde eram la un 26,54% la septembrie, acum suntem la 47,13%, de zic eu, cu o execuție destul de bună. Tot legat de asta, vreau să ne spunem, să ne spuneți că aminteați de proiectele în derulare. Cam care este graficul lor de execuție? Suntem în termen, nu suntem? Suntem cu termene depășite? Sigur, suntem în termen, dar vrem să specific altceva. Eu nu sunt în campanie, dumneavoastră încă sunteți. Domnul primar, eu am făcut o remarcă vis-a-vis de execuția. Suntem în, ne încadrăm în timp proiectare și execuție. De exemplu, la proiectarea care a fost cu grădiniță, trebuie să abordăm o firmă, că așa spune, prevede și legea, să abordăm o firmă să verifice proiectele, care noi nu avem la achiziție cine să verifice proiectele. S-au verificat proiectele, s-au adus săptămâna asta, trebuie să dăm, probabil, săptămâna viitoare, să dăm începerea lucrărilor, ordine de începerea lucrărilor. Am înțeles. Deci nu sunt întârzieri în derularea proiectelor. Păi vă dați seama că dacă ar fi întârzieri, noi ne-am pierdut finanțarea, domnul consilier. Domnul, mulțumesc. Alte discuții? Că nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Majoritatea absolută, articolul 39, alineatul 3, litera A. Așadar, proiectul este aprobat. Proiectul număr 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și sau subvenții pentru trimestrul 3 anul 2020. Inițiator primar Vataman Ionel. Totuși, datoria mea este să amintesc aceste sume, indiferent chiar de s-a sesizat domnul consilier că banii s-au cheltuit altfel față de anul trecut. Da, pe trimestrul 3, veniturile secțiunii de funcționare prevederi 14.812.420, realizat 16.747.891. Un procent de 113,6%. Cheltuieli de secțiuni de funcționare. Prevederi 14.812.420. Realizat 11.123.121. Procent de 75,09%. Veniturile secțiunii de dezvoltare. 18.977.110. Realizat 8.943.978, un procent de 43,13%. Cheltuieli secțiunii de dezvoltare, 16.770.710, realizat 7.506.772, un procent de 44,76%. Mulțumesc, domnule consilier, că mi-ați atras atenția că altfel nu realizam că s-au cheltuit altfel banii. Dar nu din campanie vorba. Pentru acest proiect, Comisia Economică a acordat aviz favorabil. Mai sunt alte discuții? Nu. Supun la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, un pic, doamnă președinte. Sigur să dăm. Datorită faptul că avem oaspeți, ca să nu are rost să stea o oră, două... Trebuie să începem cu asta, ca de obicei. Să vă întrebam pe părintele Zugravă Nicolae scopul. Dânsul că a făcut o solicitare și vrea să faceți până la ședință. Domnul consiliere, având în vedere că unul din proiectele de hotărâre ale ședinței de astăzi se referă la cimitirul pe care parohia noastră îl deține, am venit să fac unele precizări. Fiind administrator la cimitirul, cred că trebuia să fiu chemat. Am fost chemat, m-au autolimitat.
Am venit în fața noastră în calitate de paroh al parohiei Lumea Separaților din Târgu Frumos, parohie care a avut în proprietate cimitirul din strada Eternității începând din anul 1907. Acest cimitir s-a înființat în același și a fost dat în folosință în anul 1917. Primii decedați sunt mormântați fiind ostași căzuți în primul război mondial și cei morți în spitalul de campanie care funcționa în clădirea actualului liceu din Târgu Frumos. Am spus că am avut, deoarece prin legea numărul 239 din 2007, guvernanții de atunci au binevoit să facă o naționalizare a tuturor cimitirilor din România, lucru pe care, părere de rău, spun că nu am vrut să-l facă nici autoritățile comuniste. S-a tergiversat la nivel național preluarea la domeniul public până în anul 2016, fiind niște tentative și discuții pentru abrogarea legii 239. În ianuarie 2016, porțindu-se nota pentru preluarea cimitirilor, domnul primar de atunci, domnul Vataman Ionel, a invitat la discuții și am convenit să se facă trecerea în domeniul public pe care amiabilă. Pentru că eu atunci intenționam să dau o judecată, primăria, pentru preluarea cimitirului. Fiind promisiune din partea domnului primar că va da cimitirul în administrare parohiei Lumea Separaților pentru a îndrepta acea nedreptate din 2007. Prin hotărârea numărul 14 din 2016-2018, cimitirul a fost dat în administrare parohiei noastre pe o perioadă de 49 de ani. Singura condiție stipulată în hotărâre era obligația de a fi folosit, citez, cimitir ortodox, aparțând parohiei Cuvioase Paraschema Târgu Frumos. Deci, această singură condiție îndeplinită urma ca parohia să administreze cimitirul cum credea de cuvinte. Acum ne întrebăm, ce condiții nu a îndeplinit parohia trecut din hotărârea din 2016, încât la 26-11-2020 se cere anularea acelei hotărâri. Vă ducem la cunoștință că parohia noastră a făcut investiții în acel cimitir, clopotniță, parcare, car de 300 de metri la stradă, alei, pentru una funcționare avem cooptați un număr de 3 lucrători care fac baza și întreținerea cimitirului, plătiți de parohie în sistem de zilier. Având în vedere că populația orașului este împătrânită și venituri mici, nu percepem taxă pentru morminte, pentru mormântul care există acolo. Nu pentru aia că... Am perceput și percepem taxă pentru pământul în care, nu care se mormântează acum, ci cei care vor să-și facă tabouri sau ce vor să mai facă, am perceput o taxă. Și cu acea taxă v-am spus, întreținem cimitirul, plătim oamenii, am făcut gardul, clopotnița, aleile și ce mai trebuie în cimitir. Trebuie dovadă, mulți dintre noastre aveți acolo morți, mergeți și vedeți că cimitirul este întreținut. În cimitir sunt decedați din toate parohiile din oraș, chiar și din alte culte. Avem parohia pe vechi, nu lipovenii, parohia pe vechi ortodoxă, care îi mormântăm tot acolo. Când catolici nu au avut cimitir, au mormântat tot acolo, este și un adventist. Acum adresez domnului consilier Vataman Ionuț, inițiatorul proiectului. În proiectul de hotărâre susțineți că cereți revocarea hotărârii din 2016, motivând că vreți, citez, o mai bună administrare, inventariere și organizare a sistematizării în vederea extinderii și modernizării. Vă rog, concret, trebuia să-mi spuneți care este, unde am greșit, unde ne-a făcut modernizare. Ați fost vreodată în cimitir, domnul Rodamanu? Ați văzut cu ce ne confruntăm în repartizarea locurilor de înhumare? Ați văzut că acest cimitir este ocupat în proporție de 95%? Ați văzut că nu avem unde să extindem nici un metru pătrat? Nu că să extindem cimitirul. Am început să dăm locuri între copaci de pe lângă gard. Că nu avem unde. Suntem nevoiți să desumăm pe cei care au în familie morți și care au 7 ani și să punem în loc pe alții din familie. Mă bucur de spus, domnilor, că vă interesează nu numai locuitorii orașului, cei vin, cât și cei plecați la Domnul. Dar aș fi vrut, ca paroh, ca locuitor de 31-32 de ani în Târgu Frumos, să veniți, domnul Vataman Ionuț, cu un proiect de hotărâre
în care să propuneți înființarea unui nou cimitir, pentru că în maxim 2 ani nu va mai fi loc de înhumare. Deci vă recomand să inițiați achiziționarea unei suprafețe de teren, autorizați un nou cimitir și administrați-l cum doriți. Inventariați, organizați, sistemați, sistematizați și extindeți cât vreți. Încă o dată vă aduc la cunoștință că acest cimitir, înființat în 1907, pe terenul donat de enoriașul orașului, a fost ofrezat de a vorbi cu Paraschiva peste 100 de ani. Și cred și doresc să rămână în continuare, dacă nu în proprietate, așa cum a fost, măcar în administrarea părăzinoasă. Dacă nu vă găsi înțelegere, vom convoca, am convocat deja pentru duminică adunarea parodială. Sunt obligat să le aduc la cunoștință situația care s-a creat. Probabil vom veni cu Consiliul Parohial, cu Comitetul Parohial, vom veni la audiență la domnul primar, ca să-și respecte promisiunea care a făcut-o în 2016. Că dacă în 2016 domnul primar nu-mi promitea că îl dă la administrare, dădeam în judecată, atunci dădeam în judecată, de pe poziția de proprietar. Acum voi merge la contențios. Dar de pe poziția de administrator. Deci vom ataca în justiție hotărârea, având în nejdea că justiția de pieță de gază la voi te va da dreptate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea înțelepciune și mintea cea bună. Vă mulțumesc că ați avut timp să mă ascultați. Aș vrea să mă adresez domnului primar, pentru că tot este aici. Ce s-a schimbat între 2016 și 2020, domnul Vădamanu? Relația cetățeanului Zugravu Neculai cu candidatul la primărie Vădamanu Ionel. Este o relație personală. Nu s-a schimbat relația parohiei cu Beasă Paraschiva cu primăria Târgu Jiu. Nu trebuie să transformăm o relație personală într-o relație instituționalizată. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă mulțumim, dacă pot să iau și ceea ce v-am spus, am îndrăznit să fac mai multe exemplare, dacă îmi permiteți să dau la fiecare consilier un exemplar. Părinte, dacă vreți să mă ascultați și pe mine. Da. În urma întâlnirilor din campanii cu oamenii din diferite zone și mai ales cu cei din parohia Bisericii Cuvioase Sfânta Parascheva, da, oamenii ne-au propus și au venit cu o sugestie care noi am trecut-o în ampliantul de campanie și noi chiar vrem să o punem în practică, nu doar să o promitem, să modernizăm acel cimitir. Ce înseamnă a moderniza? Vrem să punem iluminat modern, să facem alei atât cât trebuie, nu doar cât sunt acum, să punem bănci, să punem mese. După ce se va finaliza toată investiția asta, cimitirul va intra înapoi în posesia parohiei. Noi nu putem să facem aceste investiții dacă nu este în posesia noastră. După ce vom face aceste investiții într-un an, o lună, Domnul consilier, vă rog. Terminat, da. Veți intra în posesia cimitirului înapoi. Deci nu este o chestie cu rea intenții, nu este o răzbunare, nu este o chestie personală cu... Domnul consilier, haideți ca să nu mai tergiversăm. A fost o reclamație la primărie, la care domnul Văreanu a spus, părinte, cimitirul este al nostru, dumitale, ești administrator. Deci cimitirul nu este al parohiei. Cimitirul este în domeniul privat sau al primăriei. Deci nu sunt eu proprietarul, eu sunt administratorul, domnul consilier. Da. Deci puteți, vă dă voie... Să facem investiții. Vă dă voie legea să faceți investiții, că este proprietatea dumneavoastră. Nu, vă citesc eu imediat. Cum ați fost pus în posesie în 2016, pe o perioadă de 49 de ani, părinte. Da. Nu sunteți doar un simplu administrator al cimitirului. Și vă citesc imediat proiectul din 2016. Da. Da. Mm-hmm.
Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului cu suprafața de 22.110 m pătrați teren, situat în strada Eternității numărul 34C, având destinația de cimitir ortodox, aparținând parohiei Sfânta Cuvioasa Paraschiva, oraș Târgu Frumos, situat în folosință gratuită. Nu se dă în proprietate. Da, părinte, în folosință gratuită, o perioadă de 49 de ani. Da. Noi nu putem face investiții atâta timp cât dumneavoastră... Domnul consilier, eu vă dau, permit, la vârsta care sunt, să dau un sfat. Decât să faceți niște investiții în actualul cimitir, ne vom, la peste un an, doi, ne întâmpinăm o problemă. Nu avem unde să mormântăm. Putem să mergem în paralel. Înființați un cimitir nou, da, care să fie în administrarea primăriei. Noi vom lua în calcul și... Dumneavoastră vă dă voi legea să faceți investiții, că sunteți proprietari. Nu sunteți, eu sunt administrator. Dați-mi și mie voie, vă rog, pentru că aud diverse păreri că cine ne oprește să facem anumite investiții. Vă dau un exemplu. Dacă un teren este concesionat, nu vorbim de concesiuni, unei persoane, ăla concesiune are contract. Domnul Drogotăperea. Deci ăla din concesiune are un contract care nu poate fi denunțat decât de justiție. Concesiunea. Aici este dat în folosință, să-l folosim. Apreciem orice propunere și o să... Deci să-l folosim. O decizie. Dacă eu eram proprietar, de ce am primit hârtii de la primărie să rezolv problema cu ăla care s-a certat cu morții, dușolanele, cu rușmaicii? Dacă eram eu proprietar, nu trebuia să trimit de mie primăria hârtii. Pentru că a spus domnul Văleanu, părinte, noi suntem proprietarii și la noi a venit reclamația și noi trebuie să o rezolvăm. Și am dat răspunsul. Sigur, la diferență între folosința gratuită și concesiunii, concesiunea este se percepe o taxă la concesiune și folosința gratuită. Nu se percepe, taxă. Asta este, dar regimul este același. Nu cred. Ba, o să vă convingeți de asta. Eu este mi-am făcut... Este doar folosință gratuită și concesiune. Eu mi-am făcut datoria. Dacă vreți, mă informez eu dacă veți voi să faceți investiții. Dacă îmi permiteți, este exact aceeași situație ca proprietatea școlilor. Este a primării, dată în folosință școlilor. Primăria poate face investiții. Nu este ce aspect. S-au dat terenul în folosință gratuită, unii s-au construit case, unii la fel. Da? Pentru, ce însemna? Primăria putea să le facă case? Da, bineînțeles. Da. Păi deci cum să facă? Nu s-au făcut, dar nu am făcut locuințe sociale cu un anumit regim. Nu am făcut locuințe sociale. Cu concesiune. Nu pe concesiune. Terenul nu-i dat în concesiune, terenul tot în folosință. Proprietate, da. Noi suntem. Și într-o parte și într-o. Nu e adevărat. O să... Mulțumim, părinte. O să hotărească, domnul consilier. Da, eu vă mulțumesc frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze de lucrurile. Doamne, Dumnezeu. Am rămas la avizul, la proiect de hotărâre numărul 4, unde s-a votat și a trecut, da? Majoritatea a votat, unanimitate. Suntem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021. Inițiator primar Patamarnele. Da. Taxele și stabilirea taxelor și impozitelor rămân în anul 2021 la nivelul anului 2020, mai puțin rata de inflație care este de 3,8%. Se modifică în cazul mijloacelor de transport hibrid, se stabilește un impozit care se reduce cu 95% și se majorează impozitul asupra taxe specializate de salubrizare la persoane fizice de la 9,35 la 13,5. Și asta datorită faptului și datorită calculului care l-am făcut cu cei de la taxe și impozite și cu cei de la contabilitate, în anul 2021 nu ne referim
la taxele care le-am plătit în 2020. În 2021 ne sunt necesare 1.920.000 de lei. Agenții economici, 730.000 de lei. Rămân 1.190.000 persoane fizice. 1.190.000 împărțit la 12 luni, egal 99.167.000 pe lună. 99.167 împărțit la 7.500 de persoane, contracte care le avem în momentul de față, vine 13.22 lei. Dându-ne voie să rotunjim, am hotărât, dar vin cu propunerea să se majoreze la 13,5 lei. În Comisia Economică acest proiect a primit aviz favorabil. Dacă mai sunt discuții? Vă rog. Legat de acest subiect, o întrebare. Văd că la 31.10.2020 avem un deficit de 119.482. Practic, față de încasări, am făcut plăți în plus cu 119.482. Având în vedere că mai sunt două luni, am luat un calcul media calculată, da? De 159, dar vine 119 plus încă 320, ar veni după 440.000, din care noi mai avem de încasat 400.000. Da? Sunt stabilite și neîncasate la 31.10. Da. Practic am avea un deficit pe an de 44.000 de lei. Da. De ce am repartizat noi 500.000 din banii veniți de la guvern? Păi sunt dați deja. Din aia 500. Eu aici văd un calcul cu încasări. Spune încasări la 31.10. Da, dar avem hotărâri de Consiliul Local prin care aia 500 care i-am primit din redistribuire la guvern, i-am alocat la salubrizare. Asta am înțeles. Știu că am făcut-o. Da? Încasări. Spune total încasat. Da? 1.247.816 de la agenții economici și persoane fizice. Până la ce dată, domnul Consiliu? Până la 30.10. Discutăm la 30.10. Știm. Da? Și mai sunt de încasat încă 395.369. Drepturi care sunt stabilite prin declarații voluntare sau impuse. Știm, da? Dacă încasăm banii aia sau așteptăm să încasăm? Trecând, și după ridicăm nu gunoiul. Nu încasa deloc, dar totuși mai sunt două luni în care putem încasa. Maxim ce putem plăti. Cu deficit sunt sub cei 500.000. Dumneavoastră spuneți că vom încasa și diferența de bani. Nu, domnul consilier. Vă spun în felul următor. Deficitul e de 119.000 la 31.10. Dar da. Bani încasați de la cetățeni, da. Și da, față de ce am plătit, da. Da? Să spunem că nu mai încasăm nimic. Da. Dar oare nu mai încasăm nimic, așa ne prognozăm în noiembrie și decembrie? Nu, dar noi ne permitem să lăsăm, să nu ridicăm gunoiul? Păi nu este. Să așteptăm să încasăm? Dar e vorba chiar dacă am plătit 160 în noiembrie și 160 în decembrie, da. Tot e mai mult decât cei 500.000 pe care am alocat noi. Da, dar vă rog să țineți cont că noi de când lucrăm cu Gereximul? Da. Deci noi am preluat termoservul, prin care primii luni termoservul lua și nu știu pe unde îl lăsau. Și noi am luat în calcul anul viitor din ultimele plăți care le-am făcut. Exact, pentru că astea sunt la valoarea acum majorată. Dacă luam pe an, atunci nu ieșea absolut, chiar nu dădea deloc. Eu spun că anul ăsta era o singură chestiune. Am înțeles raționamentul făcut cu 1.920.000, să scadă agenții economici și să împart la 7.500. Am înțeles acel raționament, dar zic, pentru anul ăsta era vorba de cei 500.000 alocați, care sunt peste ceea ce este nevoie. Da? Iar dacă tot am ajuns la asta, vă dau o întrebare și să vă dau și un exemplu vis-a-vis de administrația de la Pașcani. Am văzut recent că în sensul ăsta au fost întâlniri cu Gereximul, cu Adisul, vis-a-vis de colectarea individuală la sac. Nu credeți că ar trebui să facem și noi aceste demersuri? Sunteți în urmă.
Eu n-am cum să fiu în urmă, eu sunt neinformat. Sunteți în urmă, păi dacă nu... Sunt neinformat. Nu lucrați frumos, domnule, dar mergeți să vedeți acolo 100.000 de sac. De când lucrăm noi cu... Dar dacă nu mă lăsați să termin, vedeți? E vorba de acel sac care să aibă codul de bare, care să fie achiziționat de cetățean și care prin asta, practic, el să plătească exact ceea ce livrează. Păi dumneavoastră, dumneavoastră mi se pare o majorare, nu știu, dar credeți, dacă noi achiziționăm saci și le îi distribuim la fiecare cetățean și încă nu toată lumea respect. Păi știți ce se întâmplă? În momentul în care s-ar implementa ceea ce zic eu, că este o discuție deocamdată, ar trebui să am zis la nivel de discuție. Fiecare cetățean care primește, de exemplu, 10 saci, i-au costat 50 de lei, să spunem. Prin codul care îl are pe sac, este identificabil oriunde s-ar duce el. Da. În momentul în care nu au făcut selectiv, s-au făcut comisii pe loc și avem măsurile, da? Împotrivă. Asta ar fi o modalitate de a constrânge de undeva să facem, pentru că ați văzut, avem o foarte proastă, nu numai la Târgu Frumos, vorba la nivel de țară, ceea ce înseamnă colectarea selectivă. Domnul consilier, noi de la 3% colectare selectivă am ajuns la 32%. Și se poate duce prin metoda asta, se poate duce undeva spre 75%. Dar nu se poate duce în două luni cât avem noi de când lucrăm selectivă. Am zis că în două luni. Asta eu am spus, da, să avem în vedere o astfel de măsură. Luăm în calcul propunerea dumneavoastră. Luăm codul de bani, mergem la bunica nu știu care și punem 500 de lei amendă că nu respectat. Domnul primar, ce facem? Facem încărcăm ce se întâmplă cu oamenii. Nu descoperim noi roata la tâmpul. Nu, dar mai este până ajungem noi cum e în Italia sau prin... Nu, eu vă spun de o inițiativă la Pașcani. Nu în Elveția, nu în Italia. Dacă faceți o scurtă vizită pe la Tomberon din Târgu Frumos, veți descoperi că oamenii nici nu știu, nici măcar în ciuda imaginilor care sunt pe acele gunoaie, nu știu să selecteze. Asta și haideți să supunem la vot. Și noi trebuie să ne implicăm, dar ce înseamnă că... poliție locală, ce înseamnă pentru a constrânge, pentru că asta este realitatea. De ce să ne ascundem? Să avem câte un polițist local la fiecare tomberon. Dar dacă o singură amendă se pune, se aude prin oraș și lumea va fi mai atentă. Da. Mă răspund domnului. Ce propune dumneavoastră e o utopie. Da? Deci nu avem cum să monitorizăm toată populația vis-a-vis de acei saci care spuneați dumneavoastră. În primul rând, Târgu Frumos, vis-a-vis de ADI și de colectare selectivă, este pe primul loc cu cea mai mare creștere vis-a-vis de selectiv. Și ne-am deplinit ținta pe anul trecut. Așa cum era ea prevăzută în normativele europene. Deci, stăm foarte bine datorită unor măsuri care s-au luat. Au fost containerele astea puse pentru colectare selectivă, s-au instalat grilaje, s-au instalat camere și așa mai departe. În momentul în care omul primește sacul acela de selectiv, cum spuneți dumneavoastră, și să-l ducă acolo, deci clar că nu va, omul va aduce un sac galben. Ne uităm și-l urmărim acolo pe cameră să-l vedem. Credeți că el își va aduce sacul ăla cu... îl duce cu totul alt sac și îl aruncă, îl pune acolo. Sau îl aruncă aiurea cine știe păi pe unde. Sacul ăla este identificabil oriunde. Știe că păi, este al lui X. În da, momentul în care le găsești și nu a făcut ce vă face să credeți că omul va duce sacul, sacul ăla acolo? Știți ce se întâmplă în final, dacă putem face chestiunea asta, pe lângă mărim, da, ceea ce înseamnă colectare reciclabilă, ajungem să plătim într-adevăr ceea ce livrăm. Și ajungem și la doleanțele care le au agenții economici, care știți ce probleme sunt. Da? Pentru că el atunci știe exact. Și așa văd un principiu corect. Serviciul care mi l-ai prestat, ăla trebuie să-l plătesc. Da. Și agenții economici mulțumiți de colectare. Nu chiar răspund. Nu este chiar așa, pentru că dacă ar fi să ajungem la ceea ce livrăm, aș putea... Cineva ar putea să ducă o parte din gunoi în sacul respectiv, cod de bare, da? Și, o parte și după aia mai vine cu 4 saci. De aceeași culoare, fără cod de bare. Îmi spuneți cum? Am înțeles. De pe camere nu poți să-ți dai seama care e cu sacul cu cod de bare, de câte ori îmi urmărești. Nu, dar este posibil așa ceva? Dar până la urmă, de la Pașcani ați preluat
Din fosta conducere a orașului sau de la noua conducere? Nu, cum ar trebui să preluăm ce e... Nu, dar vă întreb. Nu, întâlnirea a fost săptămâna trecută. De la noua conducere. De la noua conducere, dar a venit cu niște propuneri, mai durează până... Și eu n-am... Până mare s-a valineat... Domnul primar, n-am venit cu un proiect de hotărâre, era tot la nivel de discuție, dacă o să aveți ocazia, în discuție cu azi, în discuție cu direcție, în discuție, să achiesem și noi, dacă ceilalți o fac, la ideea asta. Despre asta era vorba. Curios să vedem când o să dea în folosință platforma de la Tutora. Noi n-am reușit cu ai noștri, probabil că o să reușim cu adunarea. Bun, supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă rog să-mi spuneți modul consemnat nominal persoanei care se abțin, vă rog. Se abține. Se abține domnul consilier Maftei Gabriel. Nu, am fost împotrivă. A, împotrivă, pardon. Împotrivă, nu abține. Împotrivă. Împotrivă. Maftei Gabriel. Drogote Tudure. Domnul Flore. Probabil că după alegerile astea, 4 ani de zile, să ne dea mâna. Nu să mai știm. Deci, împotrivă avem domnul Maftei, domnul Drobotă, domnul Florea și domnul Lăciurea. Abțineri? Scrie acolo de PNL. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al orașului Târgu Frumos, inițiator primar Vataman Ionel. Da, avem mici modificări făcut în raportul de specialitate al compartimentului de resurse umane. Funcția publică de execuție vacantă de polițist local, unde a fost la taxă și impozit domnul Filip Bogdaniel, se modifică în polițist local grad 1, grad profesional debutant. Funcția de execuție vacantă de inspector clasa 1, grad profesional superior, impozite și taxe locale, taxe locale și transport local se desfințează. Se desfințează aparatul de lucru al Consiliului Local Oraș Târgu Frumos și postul vacant de consilier juridic superior 2. Postul de natură contractuală de asistent social din grad profesional practicant în grad profesional specialist. Postul de natură contractuală de asistent medical, grad profesional principal în cadrul creșei în asistent medical debutant. Și se înființează 5 posturi de asistent personal în cadrul compartimentului asistență personală. Ieri a fost ultimul post care s-a completat de la asistent personal și sunt sigur că o să mai vină. Nu vin în fiecare ședință de Consiliu pentru încă un post, vin cu propunerea să înființăm 5 posturi. Și se desfințează inspector de specialitate, grad profesional 1, în cadrul Poliției Agroalimentare Târgu Frumos. Avizul Comisiei Economice favorabil, avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Favorabil de asemenea. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate pentru. Mi-a spus doamna secretar să revin la proiectul numărul 5 și să spun că e majoritatea absolută conform articolului 139, alineatul 3 litera C, peste 9 voturi pe. Revin la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorilor identificate în denumirea atribuită unor străzi și aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al orașului Târgu Frumos, județul Iași, inițiator viceprimar Alexandru Delușion. Da, e vorba de o anexă în proiectul respectiv, îl găsiți în spate. Respectiv, e vorba de modificarea denumirii unor străzi
respectiv Râpei, Topârceanu, Câmpului, Rada Alencata. În privința acestei modificări e vorba de grafia limbii române, da? Implementarea a deținului de cât din I, cât din A. La fel, corectăm conform reglementărilor lingvistice erori de dactilografiere prin înlocuirea unor denumiri ale străzii Cuzavodă, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Teodor Neculuță, strada Vasile Alexandrii, strada Mihail Cogănceanu, strada George Cozuc și strada Horea. În acel tabel vedeți exact cum anume au fost propuse a se modifica nomenclatorul strada denumirile. Alte discuții? Comisul avizei, avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Favorabil. Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate pentru. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfășurare a activității de depunere a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și a cererilor pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței la nivelul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al orașului Târgu Frumos, județul Iași. Inițiator primar Vataman Ionea. Da, avem un regulament care a venit de o zonă propunere. Știți că până acum programările online se făceau numai de cei din străinătate sau mai bine care n-au venit niciodată domiciliu în România. Da. Am hotărât ca să programarea online în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actului de identitate și sau înscrierea vizei de reședință să se facă de toți care vor să facă online. În schimb, lăsăm și programarea telefonică în vederea depunerii cererilor cu un program în intervalul de 8:30-10:30, valabil doar în ziua în curs. Se face doar în limita intervalilor disponibile. Telefonul 0232-766-506. Probabil că o să deschideți ghișeul 2. Da. Ghișeul 2 am amenajat deja. Da. Rămâne să preluăm pentru cei care sunt în număr mai mare, deci pentru celelalte motive, decât schimbarea domiciliului din străinătate în România, pe ghișeul numărul 1, iar ghișeul numărul 2 va prelua cetățenii care schimbă domiciliul din străinătate în România, reședințele și pe un interval mai restrâns, programul telefonice, luând în considerare decalajul digital, având în vedere că avem arondate 15 unități administrative teritoriale, respectiv comune, și am luat în considerare că există un procent din populație care nu are acces la tehnologie pentru a-și face programare online și ar fi fost discriminatoriu să avem programări exclusiv online. Avizul Comisiei Juridice pentru favorabil. Supun la, dacă mai sunt alte discuții? Nu. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Proiectul este aprobat conform articolul 139 alineatul 1, majoritate simplă. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Oraș Târgu Frumos în adunarea generală Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași, inițiator primar Vataman Ionea. Se desemnează în calitate de înlocuitor și reprezentant legal al UAT Oraș Târgu Frumos Alexa Ioana Angeluș și Chele Vasile. Exact cei care au fost și am fost. Avizul Comisiei? Favorabil. Discuții? Nu? Pun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul este aprobat conform articolului 139 alineatul 1.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Garabit Brăileanu, precum și a reprezentantului în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității, CEAC, pentru anul școlar 2020-2021, inițiator viceprimar Alex Anghelu Șoan. Da, pentru școala gimnazială Garabeti Brăileanu. Deci, consilierii care sunt din mandatul trecut rămân la aceleași școli, nu mai completăm cu noi consilieri. Pentru școala gimnazială Garabeti Brăileanu, sunt consiliul de administrație Chelaru Larisa și Toarbă Daniel, iar pentru CEAC, propunerea este pentru domnul Ciurea Andrei, domnul consilier Ciurea. Avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Favorabil. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Proiectul este aprobat conform articolul 39 alineatul 1. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Orașul Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ion Creangă, precum și a reprezentantului în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității CEAC pentru anul școlar 2020-2021, inițiator viceprimar Alex Angheluș. Pentru școala gimnazială Ion Creangă, în Consiliul de Administrație, sunt propuși domnii consilieri Ciobanu Lili și Baltar Gheorghe, iar pentru Comisia CEA, domnul Enea Sergiu. Avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Favorabil. Alte discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Unanimitate. Proiectul este aprobat conform articolului 39 alineatul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Orașului Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Ioane Culce, precum și a reprezentantului în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității CEAC pentru anul școlar 2020-2021, inițiator viceprimar Alex Angheluș Ion. Pentru Liceul Teoretic Ioane Culce, în Consiliul de Administrație, sunt nominalizat domnul consilier Vatamanu Ionuț și domnul Maxim Feodoro. Pentru Comisia CEAC, domnul Condoratie Mihai. Avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Favorabil. Alte discuții? Supun la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul este aprobat conform articolului 39 alineatul 1. 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Petru Rareș, precum și a reprezentantului Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității CEAC pentru anul școlar 2020-2021, inițiator viceprimar Alex Angelu Șoan. Pentru Liceul Tehnologic Petru Rareș sunt propuși pentru Consiliul de Administrație domnul consilier Drobotă Tudorel și doamna Amarie Mărioară, iar pentru CEAC domnul consilier Arvinte Daniel. Avizul Comisiei? Favorabil. Favorabil. Alte discuții? Supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Eu cred că ar trebui să mă abțin fiind cauză. Ok. O abține. Domnul Mastru. Proiectul este aprobat conform articolului 39 alineatul 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit, precum și a reprezentantului în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității CEAC pentru anul școlar 2020-2021, inițiator viceprimar Alex Angheluș Ion. La grădinița cu program prelungit, propunerea este pentru Consiliul de Administrație domnul Feodor Neculai, iar pentru CEAC domnul Florea Costel. Avizul Comisiei? Favorabil. Favorabil. Alte discuții? Supun la vot proiectul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul este aprobat conform articolului 39 alineatul 1. Și o notiță. Proiect de hotărâre 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de acordare folosință gratuită a unor încăperi din incinta Centrului Social Multifuncțional, în vederea continuării furnizării serviciilor sociale de către două organizații non-guvernamentale, conform unor acorduri de parteneriat. Inițiator, viceprimarul Alex Angheluș Ion. Cele două fundații, Fundația Ancora Salvării și Fundația Serviciilor Sociale Betanii, au solicitat prelungirea acordului de parteneriat ce l-au și implicit aprobarea prelungirii acordării în folosință gratuită pentru perioada 1-1-2021, 2022, a următoarelor încăperi. Sală de dezvoltare motrică și sunt date exact specificații, suprafețe și le aveți pe material. Avizul Comisiei?
Favorabil. Comisia juridică. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate pentru. Proiectul este aprobat conform articolului 39 alineatul. 16. Proiect de hotărâre privind demiterea acordului pentru executarea de lucrări de modernizare la imobilul situat în strada Ștefan cel Mare, numărul 2H, orașul Târgu Frumos, județul Iași, conform contractului de concesiune, numărul 3642, din 23.07.2019, inițiator viceprimar Alex Angel Șion. Da, este un proiect care revine și una din specificații în raportul compartimentului administrare patrimoniului era achitarea unor datorii și restanțe. Restanțe, scuze, da. Așa și cum acesta s-a rezolvat. Da. Avizul Comisiei de amenajare teritoriului urbanist? Favorabil. Favorabil. Ce zic acum, fătorul? Mai sunt alte discuții. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Provotă. 17. Proiectul este aprobat conform al 16 voturi pentru. 16 pentru. Nu abținere. Nu este împotrivă abținerea, aveți la dumneavoastră. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 62 de metri pătrați, teren situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 1, zona Piața Agroalimentară, oraș Târgu Frumos, înscris în cartea funciară numărul 62.481, număr cadastral 62.481, inițiator consilier local Condorache Mihai. Având în vedere că la registratura primăriei orașului Frumos a registrat o adresă prin care se solicită cumpărarea terenului în suprafață de 62 de metri pătrați, se face obiectul contractului de concesiune numărul 3.6.11.2017, înscris în cartea funciară numărul 62.481, număr cadastral 62.481, situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 1, pe care se află existat un spațiu comercial, proprietatea societății comerciale Fidrago Services SRL, conform contractului de vânzare, autentificat cu numărul 2931 din 1911. Formarea celor menționate mai sus, cu respectarea articolului 364 alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ și al regulamentului local de urbanism și al planului de urbanism general, propun aprobarea întocmirii raportului de evaluare pentru această suprafață de teren. În cadrul Comisiei Economice, favorabil. Favorabil. Nu cum este de discuții, că nu supun la voce acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține? Deci una unitate pentru. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, stabilirea prețului și aprobarea vânzării apartamentului numărul 4, parter, scara A, bloc TEN, situat în strada Teodor Neculuță, oraș Târgu Frumos, județ Iași, inițiator, consilier local, Condrache Mihai. Având în vedere cererea înregistrată la Secretariatul Orașului Târgu Frumos, sub număr din care se propune cumpărarea apartamentului numărul 4, parter, scara bloc TMS, situat în strada Teodor Neculuță, apartamentul mai sus menționat este închiriat din fondul locativ al orașului, conform contractului de închiriere numărul 41 din 17.10.2019. Chiriașul apartamentului beneficiază de dreptul de preiecțiune la cumpărarea apartamentului, în conformitate cu prevederile legii 85 din 92. Pentru determinarea valorii și stabilirea prețului în vederea vânzării s-a întocmit un raport de evaluare executat de un expert evaluator, membru corporativ Anevan, CC Valis Ferrei. A rezultat o valoare de piață de 26.400 de euro, de aceea propun însușirea acestui raport de evaluare. În cadrul Comisiei Economice a discuții. Favorabil. Discuții? Supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține? 17, unanimitate pentru. 19. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al orașului Târgu Frumos a rețelelor publice de canalizare, apă uzată menajeră, aferente străzii Petru Rare și străzii Eternității, oraș Târgu Frumos de Iași, inițiator Alex Angelu Șion. Da.
E vorba de introducerea în domeniul public a celor două rețele publice de canalizare de pe strada Petru Rareș și Eternități, în cadrul proiectului mai mare extindere rețea canalizare pe străzile Petru Rareș, Maicuța Eternității și extindere rețea de aducțiune apă pe strada Lunca Papuiești. Anexa cu bunurile prevăzute la articolul 1 sunt în asta. Avizul comisiei? Favorabil. Favorabil. Multe discuții. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține? 17 unanimitate pentru. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca bun de retur de la Societatea Termoserv Salvesa, auto specialei AN, marca MAN, seria, inițiator viceprimar Alex Angelușean. Da, e vorba de auto speciala MAN, care a fost dată printr-o hotărâre, hotărârea 18 în 2015, Societății Termoserv. Acum o preluăm pentru a presta ea lucrări în cadrul sectorului gospodării pe spații verse. Avizul Comisiei Juridice? Favorabil. Supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține? 17 unanimitate pentru. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare, folosință gratuită, acordat parohiei Sfânta Cuvioasă Parahieva, asupra imobilului teren înscris în cartea funciară numărul 62217, situat în strada Eternității numărul 34C, oraș Târgu Frumos, de Fuiaș, inițiator consilier local în Zvătăna. Da. Vorbim despre același punct care am discutat și cu părintele Zubrăvu. O să vă spun că investițiile care s-au făcut acolo nu au fost făcute de către dumnealui, s-au făcut înainte de darea în folosință de către noi. Alei, trotuari, gard și alte investiții. Mai mult decât atât, să percep taxe, cu toate că n-ar trebui să perceapă nicio taxă, indiferent de puterea financiară a fiecărui cetățean care își face cavou, mormânt, sau noi n-am fost de acord cu perceperea acestor taxe, cu toate că se percep taxe nu doar pentru cei care își construiesc cavou. O să dau citire și referatului de aprobare. Imobilul cu destinația de cimitir ortodox, oraș Târgu Frumos, destinat în mormântării enoreașilor decedați, înscris în cartea funciară numărul 62217, în suprafață de 22.110 metri pătrați, situat în strada Eternității numărul 34C, oraș Târgu Frumos, în care sunt edificate monumente funerare. Face parte din domeniul privat al orașului Târgu Frumos, județul Iași, conform hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, numărul 14, din 28.1.2016, care în prezent se află în administrarea parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva, oraș Târgu Frumos. Având în vedere situația existentă a imobilului, pentru mai bună administrare, inventariere, organizare și a sistematizării, în vederea extinderii și modernizării, este necesar încetarea dreptului de folosință gratuită a imobilului cu destinația de cimitir, ce a fost atribuită conform articolului 2 din hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, numărul 14 din 28.1.2016. Potrivit prevederilor articolului 129 aliniatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, hotărârile privind administrarea patrimoniului în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul Local în vederea gestionării corecte a bunurilor care fac parte din patrimoniul orașului Târgu Frumos. Urmare celor menționate mai sus, propun spre dezbatere sau în cadrul ședinței de Consiliul Local privind încetarea de drept de folosință gratuită a imobilului. Părintele, acolo am înțeles extindere de cimitir, dar extindere de modernizare, nu e vorba despre extindere cimitir. Așa dar sau extindere modernizare. Deci cimitirul orașului Târgu Frumos nu arată și nu este îngrijit așa cum ar trebui, iar părintele a înțeles greșit mesajul meu că este un act de răzbunare. Nu, pur și simplu să fac niște investiții în cimitirul respectiv, după care
se va da în folosință gratuită oricărei parohii. Este și parohia Petru și Pavel, este și parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, este și Sfântul Nicolae, adică creștinii ortodoxi sunt la toate parohiile. Noi vrem să facem o investiție pentru că oamenii sunt locuitori orașului Târgu Frumos, sunt nemulțumiți de gestionarea și de administrarea cimitirului la momentul actual. Mulțumesc. Spuneți, vă rog. Dacă susțineți și ați nuanțat, practic, am înțeles și în intervenția anterioară, chestiunea că este doar temporar. Da? Pentru a moderniza și pentru a face lucrările acolo, haideți să introducem un al doilea articol în care să spunem că dreptul de folosință se suspendă pe perioada efectuării lucrărilor. Urmând ca apoi să revină și mai mult decât atât, o să venim cu un regulament. Domnul care consilier, doamna secretar spune că e modificare de fond și nu se poate face în acest moment. Așadar, îl voi supune la vot în forma în care este alcătuit. Spuneți, vă rog, domnul Florea. Părintele o să convingă și dumnealui că nu se pot face investiții. O să consulte, îl rog, să consulte un jurist. Ideea asta era să luăm, să facem investițiile care sunt necesare, urmând, cum cred eu, chestie și normal, da. Și moral, și tot. Păi, da, cum am vrea să o luăm, să fie... De ce nu ați avea încredere? Doar suntem tot aici. O să reveniți cu un proiect de hotărâre pentru predarea când se termină investiții și să predăm paraiții. Da, domnul Florea. Dar, mă scuzați. Având în vedere motivele prezentate de Părintele Zugravă și din înțeleșa inițiatorul proiectului domnul Ionuț și discuțiile care au mai avut loc, eu propun să amânăm acest proiect pentru o mai bună aprofundare a motivilor, să nu luăm o hotărâre care se pare rău mai târziu. Nu cred că e nicio gravă dată la mână. Voiam să vă spuneți, dumneavoastră ați propus altă măsură decât revocarea, da? Ați propus suspendarea temporară a dreptului de folosință, să pot consemna. Supun la vot amânarea proiectului. Propunerea domnului Florea, da. Să amânăm proiectul. Cine este de acord să amânăm proiectul? 5 voturi pentru amânarea proiectului. Cine este împotriva amânării acestui proiect? 2. Împotriva. Avizul Comisiei Juridice pentru proiect așa cum a fost el conceput, favorabil. Așadar, supun la vot proiectul în variantă inițială. Cine este pentru? 12 pentru. Împotrivă? 4 împotrivă. Abține? O abține. Abținere Feodor, domnul Feodor. Împotrivă, domnul Maftei, domnul Drobotă, domnul Flore, domnul. Mai revin o secundă. Deci noi vrem să facem ceva, un lucru bun, un lucru frumos. Deci, da, nu pare rău că nu ați înțeles lucrul ăsta. Deci, trebuie modernizat cimitirul ăla, să face o proiectare, să facem... Cred că nu o să dureze vreo 10 ani. Dar eu îmi doresc... Să revenim cu proiectul și o să vedem atunci. Deci eu îmi doresc anul viitor să ne putem apuca. Deci eu îmi doresc să, anul viitor să faci un proiect, să merge, să fac alei, să fac bani, să fac mei, da, să pun mese. Despre asta este vorba. Deci practic nu presupune înființarea în cadrul primăriei Târgu Frumos a acestui serviciu. Da? Nu presupune. Presupune doar modernizarea și darea înapoi a cimitirului. Păi da, n-am... Restul sunt doar interpretări.
Da, nici n-are rău să ne discutăm. Cine îl administrează, cine îl păzește, un reprezentant al lui... Noi, deci înființați un serviciu al primării. Da, acum să vedeți diferențe gravă? Nu-l păzește nimeni și nu-l îngrijește nimeni, vă spun eu. Așadar, proiectul înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare 21 este aprobat conform articolului 139 alineat 1 cu 12 alineat 3. Vorba despre patrimoniu. Așa, alineat 3 cu 12 voturi pentru. O să ne mulțumească când îl dăm comun. Îl înapoiem. Și în paralel o să luăm în calcul și un achiziția unui teren, facem un cimitir. Asta neapărat, chiar este o chestiune necesară. Din ce înțeleg, undeva la 95% gradul de ocupare. Asta ar trebui, vă dați seama, într-un an, în jumătate, 2 ani, neapărat trebuie avut în vedere. Mergem mai departe, proiectul numărul 22, proiect de hotărâre privind completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraș Târgu Frumos. Formarea validării consilierului local suplean din partea Partidului Social Democrat, inițiator viceprimar Alexandru Șoan. Se propune modificarea acelei 95, mai exact cu completarea anexei. Aici la Comisia Juridică, punctul 2, în locul domnului consilier Baltar Gheorghe, domnul Avinte Daniel. Avizul Comisiei Juridice favorabil. Supun la vot. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pe care am votat. La 22 avem analiza... Să terminăm proiectul. Aici este... Iau suplimentarul? Da. Mergem la suplimentarul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCR numărul 98 din 29-10-2020. Privind aprobarea achiziționării unui autoturism sau unei mașini de măturat aspirat stradal, inclusiv accesorii pentru dezăpezire. Da, mai bine zis să vrem să modificăm caietul de sarcini. Caietul de sarcini din ședința trecută, la descriere, lotul 1, mașină de măturat aspirat stradal, cracker, M130, colegii noștri de la achiziții au intrat pe SICAP și s-au orientat la un preț. De dovadă pentru asta am venit și în funcție local cu un preț care să ne încadrăm. În urma a fost scos pe SICAP și nu s-a prezentat nimeni. S-a luat oferte, s-au depus, numai la licitație nu s-au prezentat. Au fost sunați două societăți. Una depusese o ofertă de 290.000 de lei și a spus că nu mai poate să facă livrarea, să mergem la reprezentanță. Când am mers, s-a sunat la reprezentanță, aia de la reprezentanță ne-a făcut o ofertă cu 1 miliard, 100.000 de lei mai mult, 390.000. Se vin să modificăm caietul de sarcini și să scoatem de aici mașina de măturat aspirat cracker și să lăsăm mașina de măturat aspirat stradală și păstrăm aceleași caracteristici. Nu o firmă anume. Adică nu, clar, clar. Anticonfidențial. Dacă mașina respectivă nu are dotările care le solicită caietul de sarcini... Da, dar nu marca. A, nu, marca Carcher sau ce... Da. Avizul Comisiei Economice a fost favorabil. Că nu mai sunt alte discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate pentru 17. Și ajungem și la analizarea plângerii prealabile împotriva adoptării hotărârii Consiliului Local Oraș Târgu Frumos, numărul 95-27-10-2020, privind constituirea Comisiei de Specialitate, înaintată de domnul consilier Drăguță Tudorel. Așadar,
Având în vedere această plângere, pe care cu toții am studiat-o la dosar, ca președinte de ședință, vin cu propunerea de a vota varianta actuală a constituirii comisiilor și de a vota varianta actuală a constituirii comisiilor. Dacă nu vom fi de acord, adică dacă această variantă cade, venim cu alte propuneri. Dar deocamdată venim la vot cu... Da, spune. Poate nu ați înțeles sensul plângerii. Am înțeles. E acolo unde regulă, domnul consilier, da, nu e obligativitate. Nu, ba da, e. Nu e de regulă. E așa, e alineatul 2. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilier. Dumneavoastră nu că ați aștepta să fiți numit de grup. Dumneavoastră v-ați autopropus, în primul rând? Nu m-am autopropus. Ba, v-ați autopropus. Îmi dați voie ca și inițiator și da, mă lăsați să termin eu de vorbit și după aia vorbiți noastră. Iar a consilierilor independenți de către Consiliu, avându-se în vedere de regulă, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. De regulă pregătirea profesională. Corect. De regulă. Că dacă ai 5 ingineri, trebuia să-i pui aleatori. Da. Da? Unul la mână, doi la mână. Dacă citiți și vedeți, da? Spune foarte clar constituirea comisiilor cum se realizează. Da? În primul rând, nu am votat majorarea comisiei de la economice de la 5 la 7. Pentru că ea a suferit o modificare. Nu a fost supusă la vot. Practic, ceea ce face Consiliul Local stabilește numirea comisiilor, stabilește componența funcție de votul politic. Scrie clar în regulament și în codul administrativ. Da? Da. Funcție de votul politic stabilește numărul de locuri alocate fiecărui partid. Iar în continuare spune foarte clar. Nominalizarea membrilor fiecărei comisie se face de fiecare grup de consilieri. Ori, nominalizarea pentru toate comisiile a fost făcută de către domnul Alexe. Nu ați avut propuneri, domnule. Pare rău, dar n-am auzit alte nominalizări de la alte partide. Ceea ce este total eronat. Nici nu a fost discuție măcar. Nici nu am avut discuție de modificarea componentei ca număr a comisiei economice. Sunt drăguț. Da? Dar nu era, nu avea cum să facă domnul Alexa propuneri. Nu că nu sunt propuneri. Acea propunere a fost supusă la vot. Și a fost votată dar de către are cum o majoritate a Consiliului Local. Sunt două... Domnul consilier. Consiliul nu poate vota ceva ilegal. Da. Dacă legea spune într-un fel. Dați votat? Dacă legea... Nu. Nu. Am preluat de la primăria Pașcani. Ați văzut că Marius, toți învățătorii sunt la economic și contabilii sunt la învățământ? A, de domnule funcționare. Foarte rău. Să ne spună cineva. Dar, dar nu-i vorba de asta, domnul primar. Vorba este că grupul, atât timp cât suntem grup, suntem mai mulți de trei, suntem grup, propune... Scrie clar, da? Face propunerile. Ați rămas cumva vreun consilier care nu se regăsește în vreo comisie? Nu, domnul primar. Nominalizările conform regulamentului se fac de către grup. Nu de către un consilier de la un partid. Consilier care reprezintă grupul. Grupul nu poate vorbi. Nu-i nimic, v-am spus, dar eu am făcut plângerea prealabilă pentru că așa prevede legea. Oricum o să atac în contencios, vă dați seama. Normal. Supunem la vot. Supunem la vot actuală. Dacă respectăm legea. Nu e proiect de vot. Toate subiectele au fost epuizate, declar ședința închisă.